Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi voi vorbi despre BRD și ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi investit 1000 de ron în această companie în anul 2017, dacă nu greșesc. Pentru acest lucru voi avea nevoie de tabelul dividendelor și de graficul acestei companii puteți să faceți și voi același lucru dacă vreți. În anul 2017 se poate observa aici. Am avut parte de un randament de 5,66%, iar pentru fiecare acțiune de ținut am fi luat undeva pe la 0,73 de RON. Pentru a beneficia de acest dividend trebuia să avem acțiunile cumpărate înainte de 8 mai 2017, așa că vom trece la grafic ca să vedem pe unde am fi fost în acea perioadă. În 2017 probabil am fi fost undeva prin zona aceasta, eu acum sper să nu greșesc, dar oricum veți vedea imediat că am calculat pe la 12,3 RON uh, per acțiune. Cam atât era înainte de exit date, ca să cumpărăm și noi să beneficiem de acel dividend din anul 2017. Pentru BRD treaba este foarte simplă, am avut 1000 de RON investiți, 81 de acțiuni cumpărate la un preț de 12,3 RON. În anul 2017 am avut parte de un dividend, ne-am luat 59 de RON, în anul 2018 132 de RON, 2019 același, um, aceeași sumă de bani în anul 2018, 132, în anul 2021 6 RON, iar în anul 2020 fără. Ne vom uita imediat de ce s-a întâmplat acest lucru și am să vă arăt încă un lucru pe lângă asta. În anul 2022 am avut parte de două dividende, asta înseamnă aproximativ... 300 de ron uh, din anul 2022. Bun. Pe time ul de 7 ani, noi am fi avut, dacă adunăm toate aceste dividende, 628 de ron. E destul de decent, se putea și mai bine, sunt alte companii care plătesc, au plătit de fapt mult mai mult, dar haideți să ne uităm puțin la tabelul dividendelor ca să înțelegem de ce s-a întâmplat asta și ce s-a întâmplat în anul 2020 de nu s-a distribuit 2000 da, 2020 de nu s-a distribuit niciun dividend. Suntem în acest moment pe tabel. Se vede aici în 2017 pe randamentul 5,66, 2018 10,31, 2019 2020 nu, fără, iar în 2021 am putea spune că tot fără, pentru că nu avem ce randament să avem la acest 0,0. 0,0749 per acțiune, da? adică dacă o acțiune era 12 lei, ce, ce să ne luăm. În anul 2023 s-ar putea întâmpla același lucru ca în anul 2020, să nu avem partea de niciun dividend, dar în anul 2024 sunt șanse destul de mari să avem parte de un dividend cu un randament destul de măricel, tot așa undeva pe la 12-13%, zic eu, rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce se întâmplă și cu BRD în acest an. Dar acest lucru nu este o noutate pentru ei, au făcut asta și în trecut, deci trebuie să ne așteptăm la orice din partea acestora. Și în anul 2020 eram cam tot pe aici, pe la aceeași sumă, 12 lei, eram un pic mai jos probabil decât în prezent, dar se poate observa da, mișcarea aceasta laterală, sus, jos, la urma după aceea aceste creșteri. În comparație cu celelalte companii, BRD cred că se află cam pe ultimul loc din tot ce am făcut eu până în acest moment cu unele cele mai mari, zic eu, companii de pe Tradeville, adică Nuclear Electrica, OMV Petrom, Romgaz, Conpet, Alumil și astăzi BRD. Dacă n-ați văzut videoclipurile anterioare cu aceste companii, vă sfătuiesc să mergeți la mine pe canal, să le căutați și să vă uitați la ele, pentru că sunt foarte interesante. Vreau să vă arăt încă o dată dividendul pe care Nuclear Electrica l-a plătit în cei 7 ani, 2800 de ron, fără taxe încă o dată. Iar aceste videoclipuri sunt făcute pentru voi, pentru a înțelege mai bine ce e cu bursa, cum funcționează bursa, pe termen lung, pe termen scurt câteodată, dar de cele mai multe ori pe termen lung, pentru că uitați-vă și voi dacă ne uităm, dacă ne-am fi uitat doar în anul 2021, am fi văzut, mamă, noi ne luăm doar 6 lei dividend, dar uitați ce s-a întâmplat anul următor, că din aia 6 lei Um, nu am luat, bine, nu am luat din acești 6 lei, dar vreau să zic așa, dacă în anul 2021 am luat 6 lei, în anul 2022 am luat 300 de lei, da, deci eu zic că este destul de bine. Vă aștept părerile în comentarii, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați la canal și să-mi lăsați și mie un like și până data viitoare nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!